gândește-te la câtă iubire poate să încapă într-un moment de ascultare. Și dacă momentul ascultării marchează răspântile majore ale vieții, vă dați seama ce bătălii se dau pentru fiecare din aceste decizii? Succesul în atingerea fericirii personale este mereu și mereu sugerat în mod fals, prin nevoia dărâmării oricăror bariere sau reguli, mizând doar pe propriul arbitru. Setul de valori morale, care de fapt garantează cu adevărat libertatea și fericirea individuală, este înnăbușit de un așa vreau eu sau așa îmi place mie. Știați că sloganul firmei Nike, Just Do It, a fost inspirat de cuvintele finale ale criminalului notoriu Gary Gilmore, spuse în fața plutonului de execuție al anilor 70, nu sta prea mult pe gânduri și nu te lăsa controlat de nimeni și nimic. Doar fă -o. Din nefericire, acest drum a dus la ruină garantată și în cazul fiului risipitor, dar și al celor care încă mai cred în amăgirea spusă în Eden: Hotărât, nu veți muri. Tatăl fiului risipitor, tatăl meu și al tău, Dumnezeul cel din veșnicii, așteaptă și astăzi la răscruce de drumuri, ieșind în întâmpinarea Celui care tânjește de dor după căminul pierdut sau pe care poate nici nu l-a cunoscut. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale. Dar reîntâlnim din nou. Este pentru a șaptea oară și vreau să vă spun că vă doresc o seară excepțională, de asemenea vă doresc binecuvântare. Vă doresc eliberarea sufletească de care avem nevoie fiecare dintre noi, ținând cont că viața ne este plină de probleme, de alergări, de neîmpliniri și de împliniri, care uneori ne fură. Un moment de liniște e necesar întotdeauna pentru ca să ne regăsim poziția noastră. În seara aceasta, din nou, bine ați venit la momentul acesta de liniște. Sau, poate la un moment de neliniște, cine știe. Însă, chiar dacă este un moment de neliniște și vă simțiți cumva cercetați, poate chiar acolo unde nu doriți, aș dori ca această neliniște să fie frumoasă, să fie constructivă, să fie plină de bucurie, să fie plină de ceva mai nobil, mai ceresc decât de obicei. Aș vrea în seara asta să încep cu un dicton latin destul de vechi, care a inspirat pe foarte mulți în Evul Mediu. Astăzi, e dicton destul de neapreciat și evitat, așa numitul Memento Mori. Titlul acesta se potrivește foarte bine la o anume situație pe care o întâlnesc sau o întâlnim deseori. Imaginați-vă un om, care este bolnav și mai are câteva zile de trăit. Trei zile, patru zile, cinci zile, câte vreți dumneavoastră. Întrebarea fundamentală pentru ultimele cinci zile pe care respectiva persoană le mai are de parcurs pe Pământul acesta este legată de valorile sau de drepturile sale fundamentale. Și anume, ce anume îți dă ție sau mie valoare pe Pământul acesta? Știi, în ultimele cinci zile. Nu-ți mai folosesc banii din bancă, poți să ai oricât. Casa cu trei etaje nu mai face nicio diferență. Faptul că ai trei mercedes la scară, de asemenea, nu mai spune nimic. Până la urmă, ce anume are importanță? Și descoperi că valorile obișnuite care, în general, ne-au caracterizat până în momentul ăsta au dispărut. Ce rămâne? Dacă nu-ți dă valoare casa, banii, mașina, poate nici chiar funcția pe care ai avut-o în societate, nici chiar familia, copiii sunt la casa lor, ești singur, atunci ce îți dă valoare? Piramida lui Maslow, care până acum ne-a caracterizat viața, piramida aceea a nevoilor, care spun că prima dată, primul nivel, cel mai important pentru noi este pâinea, după aceea este ziua de mâine, după aceea prietenii și așa mai departe, piramida respectivă nu mai, nu mai semnifică nimic. Omul în ultimele lui zile nu pune accentul pe pâine. Nu pâinea este cel mai important lucru. Ce anume este cel mai important lucru? Aceasta este dilema lui Iov. Omul care mai are 5 zile de trăit. Știți că oricărui om care ajunge la pedapsa capitală, înainte să se întâmple accidentul acela de curmare a vieții, îi se pune întrebarea ce vrei? Și unii cer o țigară, alții o sticlă de vin, alții nu știu ce, ultimele plăceri. De obicei, foarte jos. Când lui Iov, viața i-a pus în față o asemenea situație, el se luptă din răsputeri cu ființa lui și cu Dumnezeu în căutarea drepturilor sale fundamentale. Vă rog să observați că pentru experimentul acesta, memento mori, Dumnezeu nu alege un om obișnuit, alege un neprihănit. De ce? Pentru că omul obișnuit nu are capacitatea de a găsi valori. Spuneam încă o dată, el se mulțumește cu o țigară, el se mulțumește cu o sticlă de vin. Să bem și să mâncăm că mâine și așa vom muri. Ideea, după noi potopul, ideea și așa viața nu are valoare, ideea ăștia suntem. Ideile acestea nu îl ajută pe om să găsească dreptul său fundamental, valorile sale care îl Fac om cu adevărat. Și atunci Dumnezeu recurge la un om neprihănit care nu-și găsește refugiul și împlinirea nici în țigare, nici în vin, nici în lucrurile de, din jurul său, ci are o zbatere extraordinară. Face subiectul unei cărți întregi, această căutare a lui, ce anume îi dă valoare în ultima sa. Porțiune de viață. Și ajunge eu la următoarea realitate, care pe mine mă surprinde, și anume el zice: Eu vreau să vorbesc cu Dumnezeu în mod personal. Este dreptul meu fundamental să-l întreb de ce mi se întâmplă așa, să-l întreb de ce vine moartea peste mine, să mă întreb de asta m-a creat, ca acum să mor, de ce toată această nenorocire. Și el merge mai departe și își dă seama de un lucru, și anume. Eu nu pot să stau însă de vorbă cu Dumnezeu pentru că sunt prea slab. Din cauza aceasta îmi trebuie un mijlocitor care să stea între mine și Dumnezeu. Și el numără pe degete. Vreau un mijlocitor aici. După aceea el spune, cuvintele mele n-au valoare. Din cauza asta am nevoie de un martor care să dubleze cuvintele mele prin mărturia lui pe baza a doi sau trei martori. După aceea merge mai departe și spune, dar am nevoie și de un garant care să garanteze pentru mine în fiecare moment. Și vrând nevrând, Iov, Iov cere o curte de judecată. Pentru ca în final să ajungă la răscumpărător. Spune, am nevoie de un răscumpărător. În Iov, capitolul 19, el spune, eu știu că răscumpărătorul meu este viu. Ceea ce descopere Iov în aceste câteva zile de zbatere este ceva extraordinar. El cere din partea lui Dumnezeu, ca fiind dreptul său fundamental, la o discuție directă cu Dumnezeu. Dar nu o poate face singur în situația în care este, așa că el cere ceea ce am spus. Un mijlocitor, un martor, un garant, un răscumpărător. Și vrând nevrând, Iov îl cere pe Isus Hristos. Pentru că toate aceste funcții sunt funcțiile lui Isus Hristos. Mântuitorul meu și Mântuitorul tău. De asta există. Pentru că eu am nevoie de El în ultimele mele zile de existență, atunci când dau la o parte toate acele pseudo-valori care mi-au încărcat viața continuu și după care am alergat și am crezut că ele sunt suficiente. Când toate sunt date la o parte, abia atunci eu trebuie să sap și să descoper nevoile mele fundamentale. Și el definește nevoile fundamentale în acești termeni. Din punct de vedere al cărții lui Iov, care este cea mai veche carte a Scripturii, prima care a fost scrisă de fapt, din punctul acesta de vedere, orice religie care are de-a face cu un Dumnezeu, dar care este un Dumnezeu ascuns, nerevelat, deci un Deus absconsus, un Dumnezeu care nu se descopere pe sine ființei umane, Religia respectivă nu ne ajută cu nimic pe niciunul dintre noi, din punct de vedere al lui Iov. Nu uitați, Iov nu este evreu, Iov nu este creștin, Iov este un om neprihănit despre care nu știm foarte multe, dar acesta reprezintă nevoile fundamentale ale ființei umane. Și în final, descoperim acest lucru, și anume, religia, pentru a-mi fi de folos, are nevoie de Isus Hristos, care este mijlocitorul, care este garantul, care este martorul, care este răscumpărătorul omului care vrea să stea într-o curte de judecată cu Dumnezeu pentru ca să poată trăi mai departe. Repet. Dacă o religie nu l-are pe Isus Hristos, cartea lui Iov spune foarte clar și demonstrează că acea religie nu-i de folos. Ea poate să fie o filozofie, poate să fie o vorbă frumoasă, dar omul n-are nevoie de un Deus absconsus, n-are nevoie de un Dumnezeu neștiut sau necunoscut. Eu am nevoie de un Dumnezeu cu care să stau de vorbă, care să-mi răspundă, care să-mi arate, pe care să-L întreb și care să-mi răspund, care să mă întrebe și să-mi dau seama unde sunt. Despre asta este vorba. Și pentru asta e nevoie de Domnul Isus Hristos, care în Noul Testament vine și împlinește nevoia lui Iov și spune Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și în momentul acesta vom vorbi despre momentul în care Dumnezeu, pune deoparte pe Fiul pentru ca să realizeze și să împlinească toate aceste nevoi ale ființei umane. Cine este Fiul? Știți că Domnul Iisus Hristos a purtat la început numele de Fiul al lui Dumnezeu, apoi numele de Fiul al omului, iar pe pământ s-a numit Iisus Hristos. Din punct de vedere profetic s-a numit Emanuel, sunt diferite nume, dar astăzi ne vom ocupa de ideea de fiu. Fiul lui Dumnezeu la început, fiul omului la sfârșit în Betleem. Vă rog să observați. Când Mântuitorul a devenit fiul omului în Betleem, el a venit și chiar s-a făcut om. S-a identificat cu mine în situația căderii mele, în așa fel încât Apostolul Pavel spune, a luat carne și sângele meu ca să fie asemenea mie. De ce Domnul Isus Hristos s-a numit pe sine Fiul al lui Dumnezeu în alte circunstanțe? Vă rog frumos, deschideți repede în Iov, capitolul 2 și descoperiți un lucru, versetul 1. Fiii lui Dumnezeu a venit într-o zi, sau au înfățișat înaintea Domnului. Despre ce fii ai lui Dumnezeu este vorba? Dacă mai mergem în Luca al treilea capitol, versetul 38, descoperim că Adam la început a portat numele Fiului Dumnezeu. Luca 3, 38. Adam, Fiul lui Dumnezeu. Deci Adam a fost creat în postura aceasta de fiu al lui Dumnezeu. În Iov capitolul 2 mi se spune că mai sunt și alți fii ai lui Dumnezeu undeva, undeva în universul acesta. Ajung la concluzia că ființele create în universul acesta poartă denumirea de fii ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu și-a făcut familia sa, fiii săi. Când Domnul Isus Hristos a venit și s-a întrupat în Betlehem, devenind fiul omului, el a fost una cu oamenii. Dar atunci când Domnul Isus Hristos a devenit fiu al lui Dumnezeu, cât de identic s-a întrupat cu ceilalți. Cât de mult s-a identificat cu ceilalți, cu ființele create, cu creaturile pe care el le-a creat. Cât de mult. La fel ca în Bethlehem. S-a identificat cu ei la maximum. A luat ființa lor, a luat statutul lor. A fost unul dintre ei. Problema care mi se naște acum este: Doamne, dar de ce ai făcut lucrul acesta? răspunsul simplu este pentru a răspunde nevoilor pe care le au aceste ființe create. Ei strigă în momentul acesta după o apropiere de Dumnezeu. El îi cheamă pe Dumnezeu cât mai aproape de ei. Iar ei sunt fii. Și pentru a fi fi, pentru a fi copil, ei cer pe cineva aproape de ei. Observați un lucru în Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 10 cu 30, Mântuitorul spune, eu și Tatăl una suntem. Scriptura vorbește despre faptul că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu veșnic. Dacă Dumnezeu, Isus Hristos, este una cu tată și este de divinitate absolută și veșnică, atunci de ce la un moment dat a devenit fiu? Și în momentul acesta, repede de tot, vă rog să deschideți în Evrei, capitolul 1. Acest capitol este, este uluitor, este fantastic, este răspunsul pe care Dumnezeu îl dă la nevoia lui Iov. Iov strigă, vreau să fie cineva lângă mine. Și Dumnezeu spune, bine, îl trimit. Pe cine? Uite pe cine. Evrei, capitolul 1, cu 2. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Noi eram fii lumile necăzute în păcat erau și ele frați, unii cu alții. Și erau fii. Când Domnul Iisus Hristos a devenit fiu, a coborât la nivelul lor. Vă rog să observați un lucru, versetul 4, tot de aici, mi se spune că acest, acest nume de fiu a fost moștenit de Domnul Iisus Hristos. Cum? Versetul 9, se spune că numele acesta i s-a dat într-o procesiune de încoronare. El a fost un scafiu de către tatăl. Iată ce îi spune tatăl. Versetul 8. Pe când fiul lui tatăl i-a zis, scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci. Toiagul tău este un toiac de dreptate. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât de aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns. Este un moment de ungere, este un moment de, de, de sărbătoare, de încoronare cerească, în care Domnul Isus Hristos este încoronat de Tatăl ca fiu. Paradox. În coronare am așteptat să fie ce, o înălțare, dar El este înălțat în fața întregului univers, în timp ce El coboară și devine fiu. căci căruia dintre îngeri, spune versetul 5, a zis el vreodată, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și versetul 6, și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, vă rog să observați, când Domnul Isus Hristos a venit în lume, el n-a fost născut, el a fost adus în lume. Maria este aceea care o, îl poartă în lume. Este purtătoare de Dumnezeu, nu este născătoare de Dumnezeu. Aici, sunt confuziile noastre, aici sunt problemele noastre. Noi credem, spre exemplu, că Domnul Iisus Hristos este o creatură ca oricare alta, care a fost ulterior luat la cer și pus la dreapta Tatălui. De aceea, noi credem că și alți sfinți omenești pot să aibă același rol ca și Domnul Iisus Hristos. Avem probleme cu Maria. Noi credem că dacă Maria l-a născut pe Domnul Isus Hristos, cumva Maria este mai mare decât Domnul Isus Hristos. Și de aceea, marea majoritate a creștinilor se închină Mariei sau se închină altor sfinți, uitând că Mântuitorul este Dumnezeu din vecie, că a fost adus în lume ca fiu. Dar uf, ideea de fiu nu înseamnă că este un Dumnezeu mai mic ci este doar o titulatură, un titlu pe care Iisus Hristos l-a primit ca să își împlinească funcția pe lângă mine, ca să răspundă la nevoile pe care le avea Iov, la nevoile pe care le am eu, atunci când strig am nevoie de un mijlocitor, am nevoie să stea lângă mine de cineva. De aceea, dragii mei, în Cartea Evreilor, mai departe mi se spune în capitolul 8 cu versetul 1, spre exemplu, punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt. Iar acest mare preot este de al nostru, spune aici. Capitolul 2 cu versetul 17, prin urmare, el a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile care se poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos, vrednic de încredere, să facă ispășire pentru păcatele norodului. Este ceea ce cerea Iov și pentru ca să poată răspunde la ceea ce cerea Iov, Iisus Hristos a fost adus în lume, a primit titlul de fiu, prin fiul ne-a vorbit tatăl, prin fiul noi ajungem la tatăl, astfel încât Domnul Iisus Hristos este mijlocitor. El este mărturia Tatălui înspre noi și mărturia noastră către Tatăl. El este răscumpărătorul, este garantul nostru care a funcționat datorită faptului că El ne este frate. Când s-a înfrățit cu noi? S-a înfrățit cu noi. Când a devenit unul dintre noștri. Dragii mei, cazul fiului. Despre asta vorbim. Ce înseamnă să fii fiu? Pentru un tată, elementul fundamental care îl definește este sacrificiu. Spuneam data trecută. Un tată. Nu poate să fie tată dacă nu se sacrifică. Toate celelalte lucruri pot să fie înlocuite. Banii, mâncarea, îmbrăcămintea, tot ce vreți, educația, pot să fie preluate de orice instituție a statului, a guvernului, a orașului respectiv. Dar nimeni nu poate să-și dea viața pentru copilul lui. Din cauza asta spuneam data trecută. Nu există educație mai înaltă decât educația tatălui. Nu există îmbrăcăminte mai frumoasă ca îmbrăcămintea care se o dă un tată. Nu există mâncare mai bună decât mâncarea pe care o mănânci acasă la tata și la mama. Dar fiul ce înseamnă? Definiția pe care o dă Sfântul Apostol Pavel în legătură cu cineva care este fiu, este că el trebuie să asculte. Definiția fiului este ascultarea. Cuvânt uitat, uneori chiar Neplăcut astăzi. Evitat de noi. Din punct de vedere psihologic, ascultarea uneori este echivalentă cu o teribilă frustrare, pentru că ascultarea este percepută din teamă. Ascultarea, însă, așa cum o prezintă Scriptura și Dumnezeu, este ascultarea iubirii. Iisus Hristos a fost acela care a ascultat, nu de teamă, a ascultat din dragoste. Citiți aici. Măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Evrei 5 cu 8. A învățat să asculte. Un fiu care nu mai ascultă, el își neagă Calitatea de fiu. Evident, el poate rămâne fiu în sufletul Tatălui, dar din punctul lui de vedere, în momentul în care a încetat să mai asculte, a încetat să mai fie fiu. În momentul în care Mântuitorul, Dumnezeu din veșnicie, a devenit fiu, așa cum spune Sfânta Scriptură în cartea. Filipeni, de la, versetul, de la capitolul 2, de la versetul 6, mi se spune, să aveți și voi, în voi, gândul care era în Iisus Hristos. Haideți să vedeți cum cum a gândit Isus Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, sau era Dumnezeu, pentru că aici apare ideea de morfe, care înseamnă chip, nu doar pe din afară, ci în conținut. El purta amprenta lui Dumnezeu, era Dumnezeu, eu și Tatăluna suntem. N-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Putea să zică, eu sunt deopotrivă cu Dumnezeu, rămân acolo. Nu. Și s-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Care este termenul cheie aici? S-a făcut ascultător. Ascultarea este definirea termenul definitoriu pentru un fiu. Măcar că era fiu, ar fi putut pretinde suveranitate, ar fi putut pretinde orice, dar Mântuitorul s-a coborât, a intrat în rolul de fiu pentru ca să învețe și să exercite ascultarea ascultarea se pare că a fost plăcerea lui. Dragii mei, Mântuitorul a fost acela care, din veșnicie, din momentul în care s-a făcut fiu, prin ungerea Tatălui, el care a primit acest nume mai presus de tovarii și săi de slujbă. El a condus pe tovarii și săi de slujbe, adică îngerii și celelalte ființe necăsute în păcat. I-a condus în această frumoasă experiență a ascultării. Mântuitorul a ascultat de Tatăl și în momentul în care el a ascultat de Tatăl, toți îngerii urmau exemplul Domnului Iisus Hristos în iubire și în ascultare pentru că ei vedeau în Iisus Hristos modelul acestei relații. Citesc în 1 Corinteni 15 cu 28. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse Domnului Isus Hristos, este vorba de ceea ce spune Apostolul Pavel, după ce păcatul se va fi încheiat în istoria lui, după ce mântuirea va câștiga biruința finală, după ce toți cei mântuiți vor fi salvați și puși să domnească împreună cu Isus Hristos, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile. Păi de ce? Cine-i cere să fie supus, dragii mei? Și din nou ajungem la concluzia că aceasta, acesta este rolul specific, frumos, ales de Domnul Isus Hristos. Fiul se va supune de bună voie celui ce a supus toate lucrurile pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Și dacă cineva mai are vreun dubiu în privința aceasta? Voi merge din nou la textul care vorbea, vorbește despre moartea Domnului Isus Hristos. Evrei, capitolul 2, cu versetul 9. Textul acesta l-am mai citit. Ultima parte spune: Prin harul lui Dumnezeu, el a gustat moartea pentru toți. Prin bunăvoința Tatălui, el a venit aici și a fost slujitorul tuturor. A considerat lucrul acesta ca fiind o mare favoare, un mare har și a gustat moartea pentru toți. Ascultarea intră în definiția marilor privilegii, a marelui har pe care Dumnezeu îl dă și îl oferă lui Isus Hristos. Din cauza aceasta, în momentul în care noi suntem din neamul lui, ceea ce vorbim acum, în momentul acesta trebuie să ne uităm bine la el pentru a înțelege cine este și ce vrea. Pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. În momentul în care Domnul Isus Hristos vorbește în termenii aceștia: Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ioan 14 cu 15: Mântuitorul cere lucrul acesta de la urmașii săi. Pentru că ăsta este modelul pe care îl creează El, așa face El. În Psalm 40, cu versetul 9, găsim aceeași imagine superbă a Domnului Isus Hristos sau a Fiului așteptat de veacuri de către toată omenirea. Vreau, atunci am zis. Iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, spune versetul 7, versetul 8. Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în străfundul inimii mele. Deci, psalmul 40, 7 și 8. Am greșit spunând versetul 9. Dar, oricum, ideea este, legea lui Dumnezeu era în străfundul inimii lui. De ce? Pentru că o iubea. Pentru că, încă o dată, el reprezenta prototipul ascultării și împlinirii acestei legi pe care o avem aici, în sufletul lui. Legea aceasta a urmat ca după aceea el s-o pună în sufletul sau în inima tuturor urmașilor săi. La Sinai a scris-o pe table de piatră. A pus-o în afara oamenilor ca ei să o vadă, să o citească, să o înțeleagă și apoi să decidă. O vor asimila? sau o vor respinge. Ăsta a fost momentul Sinaiului. Un moment de răscruce între vechiul legământ și noul legământ. Vechiul legământ a fost momentul în care omul a lăsat acea lege în afara lui, pe table de piatră. Noul legământ este momentul în care omul preia legea aceasta și o aduce în el. Acolo a fost mare alegere. Acolo poporul evreu din vremea aceea a lăsat legea să fie pe table de piatră. Tot acolo omul a fost chemat să o aducă în suflet. Și pentru că omul n-a fost în stare atunci să facă lucrul acesta. Noul legământ reprezintă acea capodoperă pe care Dumnezeu dorește să o realizeze în timp. Atunci când în Isaia, în Evrei, se vorbește despre noul legământ. Când Dumnezeu va pune în ființa umană legea sa. Legea Tatălui. Legea Tatălui. Legea Tatălui care devine legea Fiului. De ce? Pentru că elementul ascultării realizează un transfer de la Tatăl la Fiul. Și tot datorită ascultării, legea aceasta este transferată tuturor Fiilor din Univers tuturor fiilor mântuiți. Auziți ce spune cuvântul în Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Este o excepțională susținere a acestei idei. Dar tuturor celor ce l-au primit pe Iisus Hristos, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii, fii ai Lui Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, născuți din Dumnezeu. Toți aceia care sunt născuți din Dumnezeu poartă această amprentă a Fiului, care înseamnă ascultarea. Așa cum Iisus Hristos a condus îngerii în ascultare, întotdeauna. Așa cum Domnul Iisus Hristos va conduce îngerii în ascultare, în veșnicie. La fel Domnul Iisus Hristos va conduce ființa umană mântuită la o ascultare de bunăvoie, din dragoste și cu bucurie. Aceasta fiind legea cerului. Ioan 8 cu 29, cel ce m-a trimis este cu mine pentru că totdeauna fac ce este plăcut, spunea Domnul Iisus Hristos. Eu fac ce îi place lui. Simplu. Asta mă conduce la faptul să înțeleg că această lege este plăcută lui Dumnezeu, Tatălui. Totdeauna fac ce este plăcut. Incluzând faptul că Mântuitorul a fost un ascultător de lege. Legea lui Dumnezeu, legea Tatălui. Spun lucrul acesta pentru că am nevoie să înțeleg în momentul ăsta că este nedrept să ne răsculăm împotriva legii lui Dumnezeu. Este nedrept astăzi să credem că a fi fără de lege are ceva de a face cu mântuirea, ci din potrivă este momentul în care noi ne asemănăm nu cu Isus Hristos, ci cu cel ce luptă împotriva lui Isus Hristos. Textul al doilea, Roman 7 cu 12, așa că legea negreșit este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Ultimul termen mi se pare fascinant. Am auzit vorbindu-se despre cele 10 porunci că sunt sfinte, că sunt drepte. Foarte puțin am auzit vorbindu-se despre cele 10 porunci că sunt și bune. Adică să-ți placă. Adică să, 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 să simți că în momentul în care trăiești în lumina lor, a venit binele peste tine. Pentru că unul singur este bun sau bine, Dumnezeu. Matei 5 cu 17. Mântuitorul, în legătură cu această lege a Tatălui, să nu crezi că am venit să stric legea. Nu am venit să o stric, ci să o împlinesc. În altă parte tuitorul vorbește despre faptul că el a venit să întărească legea. Dragii mei, pe lângă această concepție pe care am avut-o până acum, Sfânta Scriptură subliniază că oamenii în înțelepciunea lor au dezvoltat și alte concepte, repede de tot. Conceptul răului necesar care, pentru unii, se confundă cu ideea de libertate. Nu vreau să ascult. De ce? Nu-mi place. Evident, când nu-ți place, nu poți asculta, pentru că singura ascultare autentică este din dragoste și din bucurie. Dacă iubești, asculți, te îndrăgostești și asculți tot. Faci lucruri pe care alții, când se uită la tine făcând ulezi, ăsta l-a făcut sclavul ei. Ea este sclava lui. Iubirea răstoarnă tot. Dacă o faci de frică, dacă o faci că n-ai încotro, ascultarea se transformă într-un fel de abuz. Iar cel ce este abuzat devine doar victimă. Dacă cumva creștinismul sau relația cu Dumnezeu ne victimizează, lăsați lucrurile acestea în pace. Pentru că nu suntem fii. Mai înainte de a asculta, cuvântul lui Dumnezeu spune că trebuie să primim în fierea, trebuie să devenim fii lui pentru ca să facem lucrul acesta din plăcere. Acceptați în fierea. Asta este marea provocare a lui Dumnezeu. Deveniți fii ca să vă placă. Deveniți fii ca să recunoașteți casa ca fiind casa voastră. Nu are rost să vă simțiți străini, ci cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Așa ni se spune. Și acum, uitați-vă teoria. Teoria răului necesar, care se opune cu toate acestea, sau față de toate aceste lucruri. Geneza, capitolul 3 cu 5. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți păcătui, vi se vor deschide ochii. Veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ce te face să fii ca Dumnezeu? Spune cine? Geniul minciunii. Așa Așa numitul satan. Ce spune el? <sus> Veți cunoaște binele și răul. Aceasta este baza oricărei emancipări umane. Ați întâlnit teoria asta? Nike. Just do it. Cu alte cuvinte, fă. N-ai nevoie să vezi dacă e bine sau nu. Încearcă și pe urmă, înveți tu dacă e bine. E ok, mergi mai departe dacă nu te întorci și încerci altceva. Dar mai întâi încearcă. Dragii mei, lucrurile astea sunt foarte bune și se potrivesc pentru lucrurile obișnuite. Spre exemplu, poți să încerci dacă îți place o prăjitură. Poți să încerci dacă îți place un anumit tip de joc. Poți să încerci dacă îți place sau nu un fel de îmbrăcăminte. Dar iertați-mă, nu pot să încerci să vezi dacă îți place sau nu curentul electric. Adică nu poți să încerci să vezi dacă e ok să bagi degetele în priză. iertați cu curentul electric nu te poți juca. Or, în asta constă marea păcăleală. Că satan face din cunoașterea binelui și răului un joc oarecare, în care fiecare dintre noi ne jucăm și dacă nu ne convine, ne întoarcem. Ne răzgândim. A, nu mai am, am, am păcătuit, dar acum nu mai vreau să fiu păcătos. Dragii mei, nu merge așa. E ca cu curentul electric. După ce ai băgat degetele în priză, ori ești mort, ori ești viu. Nu mai merge să spui, știi, am murit, dar m-am răzgândit. De asemenea, nu mai merge să te joci cu lepra. Cu lepra trebuie să te gândești bine înainte de a intra în compania unui om lepros. Pentru că dacă după ce te-ai atins de el și ai luat lepra, te răzgândești, e prea târziu. Toate lucrurile astea trebuie să se întâmple înainte. De asta Dumnezeu dă legea preventiv și spune tu nu vei fura, tu nu vei minți și ți arată dinainte ce se va întâmpla. Același lucru cu COVID-19. Trebuie să te ferești de COVID-19 ca să nu-l iei. Că după ce l-ai luat, îl ai. Aici ne-a păcălit. Aici am devenit confuzi. Aici am crezut că vom cunoaște binele și răul, și după aceea, dacă nu ne place, ne vom răzgândi. Numai că, după ce ne-am jucat cu păcatul, ne-am trezit că murim, ne-am trezit că ne-a dispărut Slava, ne-am trezit că suntem condamnați de Universul întreg și că suntem în afara lui Dumnezeu. Și era prea târziu. ne Roman 3 cu 8. Auziți? De ce să nu facem răul ca să vină binele din el, cum pretind unii? De ce să nu facem răul ca să vină binele din el? Răul necesar este prezentat așa, ca lupta contrariilor. Știți? Dacă ai vrea să faci un tablou numai cu culoarea albă, vei descoperi că nu poți să pictezi. Și de aia îți mai trebuie și negru. Și vedeți că negru e necesar ca să scoată în evidență albul. Dacă ar fi numai cald, nu ne-am prăji, și de atunci, și din cauza asta, avem nevoie de frig, de rece, ca să echilibreze cumva. Vedeți că frigul e necesar. Și așa ajungem la concluzia că răul e necesar. Binele și răul în momentul în care sunt în echilibru, spune filozofia orientală, abia atunci se ajunge la momentul de dreptate sau de justiție. De ce? Binele și răul. Aici, de ce să nu facem răul ca să vină bine din el Apare minciuna albă, tot felul de alte lucruri care încurcă puțin gândirea. Acum, știți? Unii spuneau hoți fiind, noi ajutăm pe oameni să fie atenți, spunea hoțul. Dacă nu e atent, l-am furat. Așa îi trebuie. Data viitoare, se învețe să fie atent. Și hoțul spunea despre sine că este un factor educativ, factor de educare. Ciudată concepția răului necesar. Și cu răul acesta necesar, noi am devenit mai toleranți, mai inclusiviști. Pentru că marea deosebire între bine și rău, acea deosebire care ne-a învățat-o Domnul Iisus Hristos, este dată la o parte. Și lucrurile se amestecă. Am ajuns să fim atât de toleranți și toleranți cu orice, încât, până la urmă, tolerăm Răul, tolerăm urâtul, tolerăm moartea, tolerăm și ajungem rău în loc de bine. Rău în loc de bine. Așa-numita libertate pe care, de care ne bucurăm acum. Libertatea de a face rău, libertatea de a, de a ne pricinui rău nouă înșine, libertatea de a fi răi cu alții, libertatea aceasta care nu are nimic de a face cu viața, ce are în esență. O sânda sau moartea, pentru că în final zice așa Roman 3,8, o sânda acestor oameni este dreaptă. Nu vă lăsați păcăliți, nu vă lăsați uh, câștigați de astfel de ideologie. Nu e nimic de câștigat aici. <hântu -i> Rebelul pierdut, Francis Bacon în 1950, Picta aceste, aceste imagini care pentru mine au rămas extrem de provocatoare. Este vorba de un om în cușca lui care strigă, care urlă, dar care nu-l nimeni. Se mai numește și Strigătul. Vă rog să observați e doar gura și atât. Dar el este închis într-un cup de sticlă. Cumva strigătul lui nu trece în afară. Este singur acolo rebelul pierdut. Suntem din neamul lui sau suntem un rebel pierdut? Unde suntem? Ce suntem? Ca să înțelegem foarte bine lucrul acesta, există o pildă. Mântuitorul ne-a vorbit. Ne-a spus, vă înțeleg poziția. Vă înțeleg situația. Haideți să vă spun cum sunteți voi. Cum, Doamne? Uite cum sunteți. Un om avea doi fii. Fiul cel mic, la un moment dat, s-a săturat să stea acasă. S-a uitat la tatăl său. Nu avea fan, nu avea distracție acasă. Deși în zona respectivă era o jignire fantastică să îți ceri partea de avere în timp ce tatăl tău trăia, pentru că lucrul ăsta se face doar după moartea tatălui. Și dacă faci lucrul acesta în timp ce el trăiește, este ca și cum ei dorim moartea. Tânărul cel mic are suficientă nemintoșie și tupeu și obrăznicie să-i ceară tatălui său partea de avere în timp ce acesta era viu. Și era stăpânul casei. Ce șansă are tatăl? Uitându-se la tânărul acesta, nu poate decât să îi dea partea de avere. Și a dat. -o. Și respectivul a plecat de acasă. A fost fiu până în momentul acesta. De aici încolo nu mai e fiu. Nu mai știe să asculte. Și pentru că nu mai este fiul tatălui, se amestecă și intră în gașcă cu pleava lumii derbedei locului, în scurtă vreme aruncă banii în stânga și în dreapta până nu mai rămâne cu nimic. Peste țară mai vine și o foame în plus și ajunge peste noapte la porci. Acum, pentru cultura noastră românească, ajunge la porci și nu nu-i mare lucru că fiecare român are un porc în bătătură. Dar vreau să vă spun că în cultura ebraică, datorită faptului că Scriptura interzice consumarea cărnii de porc, Porcul fiind considerat un animal spurcat și necurat, în momentul în care el ajunge la porci, mai jos nu se poate. Adică el însuși devine necurat, el însuși devine spurcat din punct de vedere al acestei relații. Așa se vede el, asta este situația. Mizeria respectivă, foamea îl aduc într-un sistem de depresie teribilă. Și acolo, acolo, există un moment asupra căruia vreau să rămânem. Cuvântul lui Dumnezeu zice, și-a venit în fire. Momentul venirii în fire. Momentul fiului. Și a zis așa, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Asta este ecuația fundamentală a oricărui om trăind în lumea aceasta. Dacă ne vom veni în fire 5 minute, dacă vom lăsa ca gândirea noastră să analizeze prin credință faptul că suntem din neamul lui și că avem rude în univers, avem un tat, avem un frate pe Dumnezeu, în momentul acela, vă rog să-mi spuneți, ce rostare să murim de foame aici. În timp ce ceilalți au belșug în Universul acesta. În timp ce viața acolo e altfel. În timp ce acolo este totul și aici nu avem nimic. Ce rostare! Și nu vorbesc lucrul acesta doar din de, de dragul piramidei lui Maslow cu care discutam de la bun început. Nu. Nu datorită dorinței mele să am o bucată de pâine sau să o înlocuiesc cu Cozonac. Nu e despre asta e vorba. E vorba despre. Au belșug în suflet, au belșug de mulțumire. Adevărata viață începe abia în momentul în care te reconectezi cu casa ta, cu familia ta, cu tatăl tău, în momentul în care asculți de bunăvoie și de drag pentru că iubești. Abia atunci și-a venit în fire. Abia atunci. În Romani, capitolul 8 cu 3, mi se spune că această stare de disperare a păcatului, ceea ce vedeți dumneavoastră aici, un om plângându-și zilele datorită minciunii la care este expus Datorită pierderilor pe care le are în viață, datorită trădării pe care le experimentează, datorită însingurării, datorită anxietății, datorită faptului că se află sub linia disperării, toate aceste lucruri care sunt aici, a fost osândite. Nu numai de legea lui Dumnezeu care a fost dată împotriva păcatului, ci datorită celui de-al doilea element care lucrează împotriva păcatului și care împreună cu primul creează front comun. Auziți, Dumnezeu a osândit păcatul trimițând din pricina păcatului pe și fiul său. Spuneți-mi ce rost are crucea. Toată lumea spune, sigur că da, crucea ne-a oferit posibilitatea să fim iertați. La cruce am fost răscumpărați. Corect, e adevărat. Dar nu uitați. La cruce a osândit păcatul Mântuirea nu este doar iertarea păcatului, este condamnarea păcatului. Și aceasta este Crucea lui Isus Hristos. Crucea lucrează împreună cu legea celor 10 porunci. Legea celor 10 porunci osândește păcatul. Apostolul Pavel spune foarte clar lucrul acesta. Noi n-am fi știut ce este păcatul dacă legea nu ne-ar fi arătat păcatul. Și după ce legea ne-a arătat păcatul și noi n-am putut să învingem păcatul, a venit Isus Hristos care a osândit păcatul în firea pământească, în firea păcatului, arătându-ne că putem să fim viruitori. Păcatul trebuie să fie biruit. Ce frumos! Legea și crucea împreună. Este uluitor, este fascinant lucrul acesta. În Iisus Hristos, cele două nu sunt una împotriva celeilalte. În Iisus Hristos, cele două lucrează împreună. Crucea ne dă putere să ascultăm. Legea ne arată unde trebuie să ascultăm. Legea să fie foarte limpede. Nu mi aduce mântuire. Legea mi arată în ce stare sunt. Legea mi arată că sunt la porci. Crucea îmi dă putere să plec de la porci. Astăzi. Folosiți cele două. Vedeți, vă rog, situația tragică în care suntem. Refuzați să spuneți: Sunt bine așa cum sunt. Și dacă nu aveți putere, priviți la cruce. Priviți la acest, la acest domn care te îmbracă cu haina lui și care te pune să fii și să faci parte din familia lui. Pentru că în momentul când a plecat de acasă, fiul s-a întâlnit cu tatăl său și acesta l-a îmbrăcat cu mantia lui, i-a pus un inel în deget, încălțăminte în picioare și l-a chemat acasă. A pregătit pentru el un ospăț, cum n-a fost niciodată în casa aceea. Vreau să vă imaginați surpriza acestui tânăr când a văzut că în casa lui el se poate simți bine. Din casa aceea el plecase cu ani de zile înainte, crezând că nu se poate simți bine niciodată, și s-a întors acum și găsește o spăț, găsește muzică, găsește bucurie, găsește un tată care se bucură. El nu știuse niciodată că tatăl său se bucură. E marea descoperire lui acum. Te întorci acasă. Te întorci acasă. Căci pe când eram noi încă fără putere, Hristos la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiți. Roman 5 6. Dar Dumnezeu își arătă dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Vedeți? Eram păcătoși, a murit pentru noi. Cele două lucruri lucrează împreună. Legea arată păcatul. Iisus Hristos, crucea, sângele său, îți dă putere să biruiești. Dragii mei, Roman, capitolul 8 cu 4, îmi spune că Mântuitorul a murit pentru mine, a trimis Duhul Său cel Sfânt aici, pentru ca în final să se ajungă la o ascultare de bună voie. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim după îndemnurile Duhului Sfânt. Iată unitatea, iată frumusețea pe care Dumnezeu ne ofer tuturor. Țineți minte, niciodată legea singură, ci întotdeauna legea cu har. Niciodată legea în afară, ci întotdeauna legea înăuntru. Niciodată legea doar în slovă, ci întotdeauna prin Duhul Sfânt cât de mult iubesc legea ta. Toată ziua cuget la ea, iubesc cuvântul sau mărturile tale, psalmul 119. Aceasta înseamnă să fii fiu. El a fost fiu mai întâi, pentru ca noi să fim înfiați prin harul său. Vreau să vă gândiți la această balanță, la acest echilibru pe care cuvântul lui Dumnezeu ne oferă. Această capacitate de a uni contrariile, lucrurile care aparent sunt despărțite, sunt aduse împreună într-un sistem al mântuirii în care Isus Hristos este totul în toți. Nu uitați: o credință, o religie, fără Fiul, nu ne folosește la nimic. Faceți ca viața dumneavoastră să fie cu adevărat creștină, cu alte cuvinte, să-l în centru pe Iisus Hristos și să plece de acolo. Să fie, cu adevărat, orientată spre jertfa sa pentru răscumpărare și spre legea sa într-o ascultare. Pentru ca omul lui Dumnezeu să poată să cunoască neprihănirea lui și Mântuitorul să poată să zică încă o dată, cum a zis în cartea lui Iov, L-ai văzut pe robul meu, Valentin? Nu este nimeni ca El. Cu această dorință, cu această urare, aș vrea să ne despărțim, lăsându-vă în mâna celui ce poate face mai mult decât cerem, credem sau gândim noi vreodată. A Lui să fie slava, puterea și cinstea în veci. Amin. Yeah.